Stimați prieteni, rămânem tot în mâna giganților, pentru că chiar dacă vrea Radu, invitatul nostru, să plece, el mă ține noi sub panou, nu? Radule, am vorbit aici de modul în care juniorii reușesc să ajungă la o echipă de top. Și mergem și la altă chestiune, în competiții internaționale, acolo basketul se joacă la o altă clasă. Crezi că numai cu românii noștri am face față sau trebuie neapărat implementarea unor jucători străini cu experiență? Probabil ne ajută și jucătorii străini din mentalitatea lor, dar cred că singur putem ajunge în vârf. Noi muncim mult mai mult, antrenorii probabil venind și cu altă mentalitate, crescând și ridicând juniorii și așa putem face față. Uite, am să reconspir acum. Culmea este că antrenorii străini au cuvinte de laudă la adresa voastră vis-a-vis de ceilalți din străinătate care ai zis foarte elegant, metaforic, și Sandra a zis, au altă mentalitate. Da, antrenorii recunosc când se muncește bine și când descoperă, să spunem, talente. Și ar trebui mult mai mulți antrenori români să poate să menționeze de asta. Bravo, ai fost punctul pe ei. Antrenorii români să le dăm și eu un vot de încredere. Da. Adevărat, străinii sunt interesați ca totul să iasă foarte bine. Dar vorba ta și ne facem cu antrenorii noștri, în special cu cei tineri care vor să acea despre acest titlu onorat, antrenor sau echipă de basket. Da, e greu și pentru ei. Trebuie să înceapă cât de cât, cum să spunem, munca de jos, să pornească cu jucătorii mai tineri, să capete experiențe și apoi încet încet să prindă echipele mari de divizia, echipa națională. În fotbal se vorbește de coreografie, coreografia spectatorilor, care nu este întotdeauna chiar coreografie, dar, mă rog, la basket aveți majorete. Le vedeți vreodată cum le vedează? Nu putem fi deloc atenți, mai ales ele dansând în time-out-urile meciului, suntem concentrați și atenți la indicațiile antrenorului și ce pregătim pe internet. Ele creează totuși atmosferă plăcută și e bine că fac acest lucru, au și un echipament foarte frumos, cele de la Steaua, și începem să copiem într-un fel Occidentul vis-a-vis de atmosfera meciului din ziua respectivă. Sportul trebuie să fie un spectacol, altfel nu ar mai atrage public. Am o întrebare pentru Radu. Spune-mi, ți-a părut rău vreun moment? Ai făcut basket, că te-ai apucat de basket? Sau, mai să mă întreb dacă ți-a părut că ai făcut basket, ți-a părut că nu ai făcut alt sport? Te-ai gândit vreun moment că poate dacă făceai fotbal, dacă te-ai fi apucat și făceai tenis de câmp, ești foarte înalt, arăți foarte bine, fizic arăți excelent, poate că basketul nu-ți oferă atâtea oportunități, basketul românesc, să te afirmi așa cum ai fi dorit. Ca să fiu sincer, am început cu fotbalul. Am făcut 3 ani fotbal profesionist, însă prietenii din anturajul meu m-au îndrumat spre basket, nu prea știam atunci ce să mănânc, însă mi-a plăcut de la început, am început să mă dedic, să pun suflet și până la un moment dat nu m-am gândit la situația materială, însă pe parcurs am observat că nu se câștigă foarte, foarte mult, dar eu să zic că fac plăcere. Stimați prieteni, așadar am stat de vorbă cu Radu Paleciuc, un jucător de mă putea spune pentru tinerețea lui și talentul lui la Steaua CSM Exim Bank. Trebuie să spunem toată denumirea echipei și să-i dorim mult succes și lui și echipei în partida de la Ploiești, care, așa cum s-a spus, a fost campioană an la rândul și pe forțe proprii la început. Și după aceea au apelat și ei la străini, nu de basket, la străini, jucătorii străini, și au ajuns unde au ajuns. Mult succes, ne vedem la sală, nu? Mulțumim frumos! Mulțumim că ai dat post invitației noastre și să știi că oricând te putem primi cu drag, pentru că noi suntem interesați să arătăm că valorile au nevoie de muncă, dar și de un model pentru sportivul. Apropo, care e modelul tău? Care e basketbalistul așa model pentru tine? Este tot un străin, Michael Jordan, mi-a plăcut. O legendă, legendă basketului, dar de aici, de la noi. De la noi am câțiva jucători, nu care sunt pe postul meu, dar care îi admir și le admir munca care a făcut-o pentru România. Este vorba de Virgil Stănescu, Cătălin Burlacu. E vicepreședintele Federației Române de Box. Cătălin Burlacu. E și anul meu. Jucători emblematici. Da.
și noi vrem să devenim un jucător emblematic, să auzim așa numai. Radu Paraciuc este unul dintre artizanii victoriei echipei Steaua Exim Bank CSM București. Mulțumim încă o dată, Radu, multă sănătate, să ai încredere în tine, un băiat inteligent, sportul, nu? Basketul este educație și basketul inteligent. Basketul este un sport al jucătorilor inteligenți. Cu siguranță. Mulțumim foarte mult, numai bine.